Vulpoiul de Vladislav Orcan Dute te de aduce ceva, copiilor, doar vezi că flămânzi, spuse vulpea bărbatului ei, care se purica tolănit în fața scorburei. Acesta se uită încruntat la ea, dar ochii îi se îmblânziră când dură peste pui ce se tăvăleau la picioarele mamei. Nimănui nu i-ar veni ușor să se descurce. Începu el să mormăie. Abia ieri am adus o gâscă și a trebuit să umblu după ea până dincolo de râu și acum nu mai e nimic. Dacă o să meargă tot așa, o să sfârșim rău, țineți minte. Acum e tot mai greu cu păsările, oamenii sunt prevăzători. Nu mai trâncăni, îl întrerupse vulpea, ci ia stălpășița și du-te de caută ceva, că acuș vine prânzul. Vulpoiul se întinse căscând și aruncă o privire spre cer. E, nici nu s-a ridicat încă soarele deasupra gronului. Zi mai bine, se repezi vulpea, privindu-l cu ochi roi. Zi mai bine că n-ai chef, ți-ar plăcea să trândăvești, zile întregi ai trândăvi și mâncarea ai pofti să-ți vină singură la picioare, așa cum cad conurile de brad. Ai vrea poate ca eu și copilașii să-ți aducem totul la nas, nu? Și tu să trândăvești ca un boier. E, nu mai pălăvrăgi degeaba, Parcă tu știi că trebuie să umbli până găsești ceva. În schimb, tu ai vrea ca mâncarea să spice singură în gură, ușor ai mai vrea să trăiești. Te miști odată, ori nu, câine corcit ce ești. Ori vrei să mă duc eu și tu să te tocmești doi că... Ai vrut copii, acum ai grijă de ei. Lasă, lasă, că am mai auzi povestea asta. Și vulpoiul se ridica gale și porni, nevrând să mai asculte ocările vulpii. Ai grijă să nu te întorci cu mâinile goale. Mai auzi în urma lui. Bine, bine, mormăi el îndepărtându-se. E ușor să poruncești, clămpănești din limbă și gata. Cine m-o fi pus să mă însor? Când eram singur, de găseam ceva, era bun găsit, de nu iarăși bine. Și nu sărea nimeni cu gura la mine. Dacă aveam ce mânca, mâncam. Când n-aveam, mă ascundeam în tofi și dormeam cât era ziua de lungă. Nu-mi un nimeni pe la urechi. Merse o vreme, a fără să se gândească, stare de spirit destul de des întâlnită la acest neam, în ciuda afirmațiilor de făimătoare, la nimic, după care fu din nou pradă unor simțăminte de nemulțumire. amare viața de vulpe, se căina el, omul fericit, își crește găin pe lângă casă. Și deodată-i veni o idee. Oare la noi n-ar crește? Trebuie să încerc. Dacă aș prinde câteva vii, aș posti o zi întreagă pentru treaba asta. Da, stare firave, îți mor numai decât în labe, chiar de la ține cât se poate de delicat cu ghearele. Mergea gândindu-se la asta și zâmbea priveliștii pe care i-o înfățișa imaginația. Găinile vor crește pe lângă vizuină, un cârd întreg, negre, albe, pestrițe, Copiii se vor juca cu ele, sperindu-le așa cum fac pisoii tineri, dar niciunul nu va îndrăzni să se atingă de ele, fiindcă el, tatăl lor, le va interzice, iar el o să stea tolănit în fața vizuinii, desfătându-și ochii cu asemenea priveliște, numai să vea găinile să stea. Și de ce n-ar vrea? Se liniști vulpoiul. O să le spună el că nici oamenii nu sunt mai buni, că nu le cresc pentru penele lor frumoase și că nicăieri nu să se bucure de atâta cinste ca la el. Toți ai lui l-ar îngriji cu dragoste, dar cum să te stăpânești să nu te atingi de ele? Omul poate, că el, de, mai mănâncă și ierburi. Gândul acesta nu-i dădea pace, așa că adăugă în sinea sa. Trebuie să mă mai gândesc o vreme la facerea asta, până atunci însă o să fac tot ca mai înainte. Se opri și începu să chipzuiască în ce parte să o apuce. Dincolo de râu fusese ieri, cu siguranță că astăzi păsările erau păzite. Ciudat de neprevăzător mai sunt și oamenii. Cel mai la îndemână ar fi la casele de lângă pădure, dar e cât se poate de primejdios, fiindcă sunt aproape de vizuină. Respecta vechiul principiu, cunoscut și oamenilor. Vulpea nu fură lângă vizuină toți ei săi care să lășluiau din moș moș pe aceste meleaguri, făcuse idoma. Dacă aveau vizuina de partea cealaltă a muntelui, atunci umblau aici după vânat. Dacă se cuibăreau pe aici, atunci vânau de partea cealaltă a muntelui. Toate astea numai ca să nu-i dea omul de urmă dacă ar fi voit să se răzbune pentru pagubă pe neamul vulpesc. Purtarea aceasta a fusese legiuită de către un străvul poi în înțeleapta sa chipzuință iar urmașii lui o păzeau cu sfințenie, deși, de când aflaseră și oamenii de ea, nu mai avea practic nicio însemnătate. Era o previziune tradițională lipsită de valoare. Dar vulpoiul nostru, cum se cade, nici nu se gândea să schimbe obiceiul, deoarece avea aici vizuina, se hotără să meargă de partea cealaltă. Cei drept era cam departe, că își trebuia să înconjoare tot muntele și să se întoarcă pe alte căi. În schimb, putea nădăjdui. După ce se gândi puțin, alese calea mai lungă prin pădurice ca să nu se întâlnească fără rost cu cineva. O vreme, alergă în liniște, dar când pădurea sărării se opri auzind un foșnet de frunziș. Se uită în sus că știa să prindă foșnetul din priviri și văzu o veveriță neagră care stătea în copac și scuipa în jos, urându-i vânat bun. Se-aș da eu ție vânat bun dacă n-ai fi așa de sus." Se prefăcu că își potrivește ceva pe lângă coadă, ca să nu creadă veverița că s-a oprit pentru ea, după care porni liniștit mai departe. Umblând, îl tot frământa un gând. De ce fi dat Dumnezeu unor viețuitoare putința de a umbla prin pomi sau chiar și să zboare prin aer?" E retele de pildă. Eu mi-aleg din ochi o găină și el mi-o suflă de sub nas și zboară cu ea. Multă nedreptate mai e pe lumea asta. Dar în curând încetară să-l mai frământe asemenea gânduri, căci păduricea se îngusta. Trebuia să fie cu ochii în patru. Și alergând, mai mult din obișnuință decât din chipzuință, se uita pe sub dacă nu fi dormind pe acolo vreun iepure sau vreo vietate în Dar nu i-a trase luarea minte nimic, tot timpul drumului. Când se termină păduricea, se furișă mai departe de-a lungul părâului, până când acesta o coti. Apoi trebuie să se furișeze temător în sus, pe lângă firicelele de apă ce se vărsau în părâu. Ultimul din aceste părâiașe se pierdea aproape lângă sat. Vulpoiul de lung în albia lui, chipzuind, până când a avut curajul să iasă la câmp deschis. Mai întâi cercetă culoarea minte prejurimile, După care își trimise auzul în recunoaștere de jur în prejur, și cum nu păgă de seamă nimic rău prevestitor, de nicăieri, ieși cu grijă la lumină. Satul era în apropiere, dar nu răzbătea nici cel mai mic zgomot. Soarele ardea. Vulpoiul nostru se strecură lângă livadă, la umbră, de unde mai ascultă odată concordare, dar tot nu auzi nimic. În cele din urmă, ajunse la urechile sale ciulite, un cotcodăcit înnăbușit de parcă ar fi venit de după șase pereți. Cunoștea el bine sunetul ăsta înnăbușit, atât de plăcut urechilor și atât de dureros pentru inimă din pricina depărtării. Ar fi vrut să-l audă mai de-aproape. Se apropie de ziduri, le înconjură până unde putu, ascultă, dar cotcodăcitul nu se făcea deloc mai limpede. Se opri. Se ridicând în două labe, ascultă până când îi dă dură lacrimi în ochi de încordare și, în sfârșit, mai de voie, mai de nevoie, o porni spre altă casă. Mergând, se gândea. Ciudați mai sunt și oamenii, închidegea găinile în coteț, nici tu aer, nici tu apă, or să le moară toate, până la una. Mai gândi o clipă astfel, apoi și încorda atenția că se-i vise altă casă. Se aplecă pe subgard și se strecură cu multă băgare de seamă. Și iată, găinile ciugulesc prin curte, un cârd întreg, dar au un păstor cu ele. Le păzește, umblă după ele, le gonește, fără clipă de răgaz. Ti, ce minte! Cine a mai văzut să pași găinile ca pe oi? Și ce frumoase sunt! Ce blânde! Dacă ar fi mai aproape, se uită la ele pe subgard, gard, oftând de lung și de voie de nevoie, porni spre casa următoare. Poate că acolo o să am noroc. Ar fi și timpul. Mă așteaptă copiii flămânzi. Privi spre soare și văzu că ea amiază Se uită peste gardul înalt, apoi o spre luncă. Gardul se termină. Scoase capacul cu grijă și inima-i tresări de bucurie. Găinile se plimbă prin luncă nu-i nimeni lângă ele. Măsoară din ochi depărtarea care îl desparte de făpturile atât de dragi. Cam de părtișor. Dacă s-ar mai apropia, le îmbie din priviri cu toată dragostea, cu toată puterea voinței sale. Una din ele îi place mai cu osebire. E pufoasă, mare, pestriță. Întotdeauna a avut o deosebită slăbiciune pentru culoarea asta. Îi zâmbește drăgăstos, aproape duios. Deodată, una din ele, proasta, dădu semnalul de alarmă. Începu să țipe și o lua la picior. Înfuriat, sări și se luă după ele. Atunci se ivi dinspre acareturi un câine, la atât de cumplit, de parcă ar fi ars satul. Și gonindorbește drept spre el. Te-a luat dracu, poți să-i stai nebunului în cale. Se gândi vulpoiul și în aceeași clipă se întoarse repede înapoi ajunse numai decât în valea părâiașului, o lua la goană în jos și se opria pe atunci când nu se mai auzi lătratul. Era supărat pe sine că se lăsase cuprins de spaimă, dar se necăji și mai mult când își aminti botul acela care lătra. Da, domnul s-a ajuns să te hrănești cu mărăcini uscați. Câine prost, bădă ranule! Urat din suflet, neamul acesta a furisit, care, după cum se spune, a avut același strămoș cu neamul vâlpesc dar mai apoi s-a băgat în slujba la oameni. De ce i-or fi hrănind oamenii? Nici să latri nu știu ca lumea, auz n-au de fel, nimic n-au din ce-ar putea să placă. Se înfurie din pricina asemănării dintre ei, dar după ce se odihni, îl cuprinse tristețea, odată cu umbra înserării, ce se lăsa tot mai mult. Soarele coboară, umbra crește, copiii mor fi așteptând, Nevastă-mea o să se supere că nu mă arăt de atâta timp. Altă dată să se ducă și ea, să vadă ce ușor e. Doar mi-am dat toate silințele. Dar ce să-i faci? N-am avut noroc. Și ce prilej bun, dar degeaba. Trebuia să-mi pună bețe în roate, javraia furisită. Nici vorbă. Dacă oamenii îi dau să mănânce, îi aduc mâncare de-a gata la bot. Nici Godiei se pare că nimeni pe lume nu trebuie să mai mănânce. Ah, de prinde! Ți-aș da eu câteva să mă ții minte. Gândul i se întorsese iar la câine, dar trebuia să ia o hotărâre, căci se apropia vremea toacei. Își aminti că mai era o gospodărie și nădejdea îi reveni. Trebuie să-mi încerc pentru ultima oară norocul. Și o pornim spre partea unde bănuia că sunt acareturile. În sfârșit, le zări acoperișurile. Se furișă cu și mai multă grijă, călcând pe după brazde, adâncituri, povârnișuri, până când pe neașteptate se trezi la marginea grădinii. Curtea era împrejmuită cu scânduri. Se ridică pe labele din și se uită printr-o crăpătură înăuntru. Foarte bine, sunt în curte. Le simți înainte de a le zări. Sunt și bătrâne și tinere și puișori mici. Din ăștia aș putea să iau odată câțiva să cresc. Deocamdată îmi trebuie una bătrână. Și așa viața ei nu-i veșnică. Dar cum să ajungi la ele? Gardul înalt, crăpăturile dintre scânduri mici, de nu intră nici capul. În fugă începu să dea ocol gardului, căutând o crăpătură mai mare. Ciudați oameni, se gândea vulpoiul, grădină fără poartă, cum or fi băgând găinile acolo. Deodată simți o durere îngrozitoare, ceva cu dinți ascuțiți îl apucase de-o labă. Strânse din folci ca să nu urle de durere. Se uită și ce să vadă. Labă din față era prinsă între două inele. În aceeași clipă auzi un strigăt. Aici mi -erai! Și văzu câțiva oameni alergând unul după altul din casă. Se smuci odată, de două ori, durerea era tot mai chinuitoare, inelele nu slăbeau. Simți că fierul îi frânge osul. Încă o clipă și oamenii pot fi aici. Își adună toată tăria și fără să se mai gândească, hârști. Își mușcă cu dinții laba de acolo de unde era prinsă în fier. Și la goană. Fuge din toate puterile, căci oamenii sunt aici, aproape, cu ciomegele. Zboară pe trei picioare ca și cum ar avea cinci. Păriașul, păduricea. Se uită înapoi, oamenii nu slăbesc goana. Ajunge apoi la pădure, nu se oprește, gonește la pârâu prin apă, nici nu-și simte picioarele. În sfârșit, pădurea. Mai încetinește goana, dar încă nu-i în siguranță. Își adună puterile mai departe, cât mai departe. În cele din urmă, nu mai poate să calce, durerea începe să-l răpuie se așează pe mușchi și începe să-și oblojească rana. Se întunecase de-a binelea când vulpoiul nostru, șchiopătând pe trei picioare, se târâ până la locul de unde înainte de amiază cotise la dreapta înspre pădurice. Vânat bun! Se auzi de sus. Privi! Aceeași veveriță neagră îi râse în nas din pom și scuipă în spate coji din conurile de brad. Se prefăcu că nu aude nimic și se târâ mai departe, gemând cumplit, sfâșietor. În cele din urmă ajunse la vizuină. Așa de repede? Urlă vulpea și văzând că nu aduce nimic, se repezi cu colții la el. Ce ai adus? Stârvul tău? Mai bine te-ar fi răpus de tot, că-i necorcit ce ești. Fugi de mânia ei. Nu mai noptăm vizuină. Își căutăm de siși un loc cât mai întunecos, și acolo se așeză pe cele trei labe sănătoase și plânse, vărsând și roaie de lacrimi. Oamenilor le e mai ușor. Se gândi el după ce îi se mai potoli durerea. Nu trebuie să caute zilnic la cină cât o afurisită de găină. Trebuie să adăugăm că vulpoiul nostru nu cunoștea deloc orașul.